pourrait venir de mon plateau à l'atelier de Béatrice. Coup Béatrice. Da. En această seară, emisiunea este cu și despre un eveniment despre dezvoltare personală, un eveniment pentru tinerii gălățeni, un eveniment care va avea loc pe data de 13 noiembrie la Teatrul Nae. Muzical Nae Leonard. Exact, la ora 15. Începem cu ora 15 și un sfert. Da, mulțumesc pe această cale, pentru că eu dacă arăt bine în această seară, arăt bine datorită Centrului de Estetică și Înfrumusețare. Monșar, da? Mulțumesc, Monșar, mulțumesc sponsorilor, mulțumesc, uitați să vedeți, inclusiv și ținuta din această țară este tot Monșar. Mulțumesc. Și centrule, arăți bine pentru că te simți bine, pentru că știi cine ești. Exact. Și asta... Pentru că știi ce poți. Mulțumesc, Beatrice. Datorită Centrului de Dezvoltare Personală, noi aici, iar dacă nu vă simțiți centre. Bine, da, sunt foarte multe centre, veniți care la noi. Care să ajungă în centrul nostru. Exact. Că aici este. Da? Întotdeauna, ca să arăți bine din interior, trebuie corect. Să... Ca să arăți bine la exterior, trebuie să pornești. Păi da, dar totul depinde și în interior. Interiorul este combinat cu exteriorul și exteriorul este combinat cu interiorul. Eu zic așa, ca să arăți bine la exterior, trebuie să ai un interior mișto. Ca să arăți, bineînțeles, să ai un exterior frumos, trebuie ca interiorul să fie foarte frumos, ca un diamant. Iar ca să, dacă vrei să strălucești, mergi la Monșar. Iar dacă vrei să strălucești în interior, o cauți pe Beatrice, unde vei contacta mai multe, veți fi contactați de mai multe ateliere. Și da? Ghidați. Și ghidați. Dacă vrei să fii lider. Căruia, bineînțeles. Da, asta este ideea. Dacă vrei să arăți bine, trebuie să, sau să te miști bine, sau să te comporți bine, să, dacă vrei să știi cum să ții mâinile, cum să ai atitudine, cum să te comporți, care este să, cum vrei să te miști, cum vrei să țipi, cum să stăpânești emoțiile. Pentru că și aici este o artă, arta vorbirii, arta limbajului non-verbal, arta vestimentației, arta gândirii, arta înțelepciunii, arta de a stăpâni furia, iar când ai nervi sau gânduri negative, trebuie să știi cu cine să iei legătura. Și, bineînțeles, felicitări pentru ceea ce faci, Beatrice. Mulțumesc frumos și mulțumesc foarte mult partenerilor, organizatorilor. Ai avut parte de... Și sponsorilor, de sprijin. Cine te-a ajutat? Am pornit... Este foarte important. Da. Am pornit de la o discuție într-o seară de seară, o seară de storytelling, de ca povești, și de noi vise. Acum. Exact. De vise. Îmi doresc să fac... Hai să facem. Doamna Mariana Frunză spune... Ba, poți. Iată, deci... Mariana singură... Frunză, da. Care este ce? Antreprenor, este trainer, este administrator. Este antreprenor, da. Pe dezvoltare pe Facebook. Personală, da. Te conștientizează dacă ai puterea interioară, dincolo de interiorul tău, există o altă forță, da, și creează lider. În fiecare dintre noi există un lider, numai dacă vrei și dacă poți. Știi? Cu siguranță că da. Putem. Păi numai dacă vrei. Vrei. Da, dacă vrei. Știi? Am vrei. Sau știi cum e? Am dorință, dar am putință. Da? Dar am potință, dar am dorință. Deci creează-ți dorința. Da? Tot ce spui tu este într-o zonă de confort. Nu, ieși. Ieși. Trăiește emoții. Sunt adepta emoțiilor la extreme. Da? Acum plâng, acum râd. Astea sunt emoțiile extreme? Acum plâng. Dar nu în zona de indiferență. Nu în zona de... Dacă mi-e bine așa, ei lasă, de ce să... Nu! Hai să văd ce se întâmplă, vreau să experimentez, continuu. Da, dar pentru asta ai nevoie de dar cineva care să te susțină. Și în acest... Emoțional. Da, și... Știi cum e? Trebuie să ne găsim automotivarea, să ne motivăm pe noi înșine, dincolo de factorii externi. Ei vin și se duc. E un flux continuu. Atâta timp cât noi ne găsim în noi, și asta am învățat-o în anii din perioada, așa cum ți-am spus, spre finalul primei părți. Dar cum să fac să mă găsesc în mine, de exemplu? Nu în mine, așa. Experimentând. În noi. Experimentând, da? Numai prin experiențe. Prin experiențe. Dar indiferent că sunt negative sau pozitive,
Da? Totdeauna există un yin, un yang, un echilibru, viață, moarte, zi, noapte, sus, jos. Da, suntem și sus, suntem și jos. Exact, experimentând, ideea este și susțin această teorie atunci când s-a întâmplat ceva, fie că este pozitiv, fie că este negativ, să ne oprim și să vedem, să observăm. E foarte important să fim observatori. Proprie, nu ne interesează exteriorul decât din prisma a ceea ce suntem noi, ce am oferit noi. Cum am reacționat? N-am înțeles. Și abia atunci ne dăm seama și atunci putem să... Ok, am probleme cu furia, iată. Bun, e clar că am nevoie de ajutor. Ce fac? Merg la doamna Sanda Docan, iată. Sau îmi doresc să... Arăt bine, să mă simt da, bine. Merg la atelierul de nutriționist. Exact, da, la o tine, sală, exact. La o sală, de la forță mentală, la un monșar, bravo, vedeți, deci la un atelier de înfrumusețare, un centru de mă estetică. Mă simt creator, mă simt, merg la un atelier de handmade, merg la un atelier de știință, merg la Sofia Science. Știință, sau mă simt... ce știință? Știința cui? Știința, atelierele de știință de la Sofia Science sunt pe combină fizica cu chimia, cu creativitatea. Că dacă e chimie, va o fi și fizică. Asta e ideea. Și biologie. Și biologie, da? Categoric. Combinăm și plăcutul și cu utilul. Da. Așa, bineînțeles, uitați câte ateliere se află la noi în Galați. Îmi doresc să studiez în afară, merg la Integral Edu. Doresc să rămân în țară și vreau să știu dacă... Vreau să merg într-o tabără internațională. Da, taberele grow, da, sau Integral Edu, sau taberele grow. Aici în țară, da, care să mă ajute să mă dezvolt. Sunt scumpe aceste ateliere? Costul... Intrați pe site și sunați consultanții și vă oferă toate detaliile. Exact, în funcție de bugetul dumneavoastră, nu? Da, și sunt toți cei care suntem prezenți în acest eveniment. Care va dura de la ora 15:30 18:30. Da? Da? În jur de 4 ore, 3 ore. 3 ore. Ore, da. Ore. În funcție de ei, până la urmă, dacă au nevoie de informații și eu sper să fie fiecare ca un burețel, așa, să întrebe. Că deja sunt eu burețel în această emisiune. Da. Integral Edu, Grow, AISEC, Artă Fotografică, Cosmin Atanasiu, One Gym, Florin Talpeș cu Leadership Game, ProSalvita, Sofia Science și Geo Atelier. Geo Atelier, care are la și Geo Atelier. Aici vreau să ajung speaker, Petra Iorga, Mariana... Speaker, ce sunt speakerii ăștia? Vorbitori? Vorbitori. Deci speakerii sunt vorbitori care ne vorbesc despre vorbire, despre... Mai nu, despre trăire, despre... Despre trăire, curaj, pe asta despre... vreau să... Da. Eu știu, că am participat... Da. Despre curaj, despre puterea, este despre... Despre puterea ta. Este despre tine... cu tine însuți. Despre puterea interioară, despre puterea voinței, pentru că dacă ai voință, poți orice și oricând, da? Totul e să ai puterea exact. În tine, da? Și o avem, să ne toți. O cultivăm, cumva să o scoatem, e ca o mărgică, așa, să o scoatem și să o creștem, să o facem mare, mare, pentru a putea schimba. Schimbarea, sunt convinsă că începe exact. Cu noi înșine. Pentru dragele noastre frumoase tinere liceene să se conecteze la sursa divinului feminin pentru a, da? Pentru da, că da, este da. Foarte importantă. Nu uitați că forța divinului feminin este chiar o forță creatoare. Cheia universului. Este cheia universului, da? Nu uitați că dincolo de interiorul vostru voi sunteți frumoase feminine. Nu vă lăsați niciodată copleșită de băieței de care vă îndrăgostiți. Așa, și bineînțeles, nici băieții care se îndrăgostesc, liceeni, adolescente, fete, da, pentru că... Să se îndrăgostească, să se îndrăgostească, dar suferă. Să-și asume. Să-și asume, evident, dar cred că va trebui să vorbiți foarte mult despre acest subiect, pentru că și o să vedeți cu siguranță că va avea cel mai mare impact la acest eveniment, da, pentru că majoritatea nu știu... Să-și asume emoțiile. E, asta predau, am observat. Și stau dincolo de a preda. Uneori
pentru că iau legătura cu diversi tineri, fete, băieți, nu au curajul să vorbească cu părinții lor, cu prietenii lor, pentru a nu fi judecată. Judecat sau judecate. Așa. Și aici atunci trebuie să ieșim cumva din această limitare. Și nu uitați, nu avem dreptul să judecăm pe nimeni, nu avem dreptul să strivim emoția nimănui. Corect. Și nu am, fiecare individ este unic și frumos. Nu există oameni decât oameni frumoși. Noi am venit aici să fim fericiți, să ne experimentăm fericirea și emoțiile. Corect. Eu am, și eu recunosc că am avut emoții date nu neapărat din imposibilitatea de a vorbi sau de a mă manifesta, ci date de copii, de cei doi băieții mei, îmi spuneau să fii cu zâmbetul pe buze, nu avem nevoie de cele bijuterii. Mamă de băieți? Pentru că e greu să crești singură, ajutată de părinții tăi, doi băieți? Nu. Este o minune. Exact. Copiii sunt comorile noastre pe acest pământ, iar mamele sau și părinții învăț. Sunt îngerii noștri pe pământ. Învăț zilnic de la fiecare dintre ei. De la cel mare învăț răbdarea și am învățat lucrul ăsta. Calmitatea, introspecția. De care dă, ce vârstă are cel mare? Aproape 14 ani. Da? Da. De la cel mic învăț manifestarea iubirii. Este un râu așa continuu de emoții, de trăiri și de efectiv de comunicare verbală. Sunt trist pentru că, sunt supărat, sunt fericit pentru că. Mami, ești minunată și ești foarte frumoasă. Te iubesc, acest te iubesc pur și necondiționat de la ei. L-am învățat și l-am experimentat. Exact. Important este cumva să lărgim această aria în manifestări. Îți spune propriul tău copil, mami, te iubesc, mami, vreau să stai cu mine când dormim acum, vreau să dormi mai repede cu mine. Și vai, bine, mami. Da, e foarte minunat. De tot un copil de 8 ani, Ștefan, și îl salut și pe Ștefan, are Petra. Cea care este facilitator programelor STURS, programe de pedagogie și educația părinților. Da, uite, ne spune felicitări pentru emisiune interesantă, avocat Popel. La mulți ani, domnul avocat Popel, la mulți ani, voi tuturor. La mulți ani tuturor, bineînțeles, scorpionilor, la mulți ani, Cătăline Goiță, patronul televiziunii, directorul general al culturii și președintele presei române de istorie. La mulți ani, ești un om minunat, la mulți ani tuturor, la mulți ani și nouă. În curând va veni și ziua lui Gabi Chifu, directorul general al televiziunii, felicitări. La mulți ani tuturor scorpionilor și dumitrilor. Și dumitrilor, astăzi e o zi de sărbătoare, este o zi minunată, este o zi în care ar trebui să dăinuască tot timpul iubirea, toleranța corect, și întotdeauna dăruirea. Să nu umilim pe nimeni, pentru că în spatele nostru, când umilim, de fapt stă o frustrare. Eu asta am observat. Și încercați în momentul în care aveți tendința de a umili pe cineva, să vă gândiți la voi și să încercați să ajungeți la atelierele de dezvoltare personală pe care Beatrice vă va îndruma. Sau îi voi ghida către exact, cei mai abilitați în a face lucrul ăsta. Emoțiile se gestionează, ele există, fie că sunt pozitive, fie că sunt negative, fie că sunt neutre. Chiar ieri vorbeam la liceul Sfânta Maria, unde am început un proiect datorită unei domnișoare, Diana, și o salut. O fire așa extrem de antreprenoare așa, și lider în liceu, unde se fac foarte multe activități. Iată un liceu mic cu extrem de multe activități în direcția aceasta non-formală și am început un curs open la ei și ieri chiar asta discutam, despre cum să ne gestionăm emoțiile și am ajuns până la acea ce spuneai tu mai devreme, Beatrice, legată de iubire și de neîmplinire amoroasă și de
ghidată cumva de ei în discuție și asta îmi doresc. E foarte simplu să mă duc să fac monolog, nu despre asta este vorba. Și toate atelierele și toate discuțiile în cadrul instituțiilor școlare și sunt profesori și se fac lucrurile acestea. Chiar dacă nu apar pe ecran, chiar se fac. Și e nevoie de mai multă implicare și e nevoie de mai multă implicare. Merge și discutați cu fiecare învățător, profesor, cadru didactic. Au nevoie cumva să fie susținuți. Noi trebuie cumva să legăm tot acest ansamblu de cunoaștere, de educație ce le oferim, atât formală, cea din instituții, cât și non-formală. Vreau să te întreb, primăria municipiului Galați, cât la sută s-a implicat, dacă ar fi să ai curajul să spui? Dar nu este vorba de curaj. Pentru că mi se pare o chestie foarte bună, felicitări. Da, și este domnul Silviu Bacalum pe care îl... Da, și ar trebui să se implice mai mult, da, dragi... Și se implică, da? Vor veni proiecte și fiți pe fază, cu siguranță se deci vor... Deci să înțeleg că la acest eveniment Primăria Municipului Galați are o implicare foarte bună. Da. Da, te ajută, pentru că este foarte important să fii ajutată, pentru că degeaba ai tu dorință și putință dacă nu te și susține în sensul de a te ajuta și a ajuta în primul rând tinerii, pentru că corect, tu ești de fapt un deschizător, așa cum de drumuri, da. Un unei comunități, să spunem. Exact. Și mi-ar plăcea să cred că se poate crea și îmi doresc foarte mult să sunt convinsă că sunt multe persoane în timpul atât de scurt, atât ne-am mobilizat și asta datorită efectiv timpului, pentru că facem și alte lucruri fiecare dintre noi. Mi-am alocat, recunosc, majoritatea timpului pentru crearea acestui simpozion și am primit ajutor atât de la sponsori și m-am bucurat extrem. Și m-am bucurat și aici vreau să ajung în câteva cuvinte. Felicitări sponsorilor. Da, și mulțumesc foarte mult că au înțeles conceptul și au venit cei care ne-au oferit apa, ei vin de la școală, vreau să înțelegeți că acești copii vor veni după ore, da? În timpul lor liber vor veni la Teatrul Muzical Nae Leonard și vor rămâne încă 3 ore, fiind plecați de dimineață majoritatea dintre ei. Vor avea apă, vor avea câte un fruct. Da, de la un sponsor. Cine a fost sponsorul care v-a dat apa, fructele? Poți să-l menționez? Da, este, da, felicitări, da. Sponsorul ăsta, pentru că acestui sponsor care... Selgros. Bravo, felicitări. Da. Și mulțumesc foarte mult domnului director și doamnei asistent director. Grea Dolceria a venit. Noi am avut odată o colaborare cu Adrian Tabuc, care este la relații cu șef departament de relații cu clienții. Da, mai așteptăm Adrian la noi în emisiune. Grea Dolceria o să le ofere cât un fursec. Grea Dolceria, da. Ce este? Un concept foarte frumos de patiserie. Da? Da. Adică o confetărie? Mai mult decât atât, din câte știu eu. Vor fi librăriile Humanitas, care vor oferi și la tombolă vouchere, cărți de dezvoltare. Bravo! Da. Tipografia Evrica și încă o dată vreau să mulțumesc pentru materialele ce vor fi mânate, pentru diplome de participare, fiecare elev care va fi prezent. Bine, 400... Express TV, da? Te privește și mulțumim. Da. Mulțumesc și eu. Tipografia Evrica a avut amabilitatea și deschiderea. Exact, Centrul de Cercetare și Dezvoltare a Educației pentru Familie. Da. Da, Mihai Profil, bravo, da. Felicitări. Ce îmbrățișez, deci dacă vrem să arătăm bine, mergem la și nutriție. Vor fi la tombolă diverse premii. Și vom avea și momentul surpriză. Și laborator dermatologic? Da. Bravo! Da, da, da. Teatru muzical, felicitări. Și Joy Atelier. Aici vreau să-mi permiți câteva momente, pentru că se întâmplă un lucru extraordinar la sfârșitul lunii noiembrie.
liceul, scuză-mă, Colegiul Național Vasile Alexandri împlinește 140 de ani, sper să nu greșesc, cu scuzele de rigoare. Și trupa de teatru a centrului, Gerard Tellier, pregătesc alături de un grup de elevi din interior pe 26 noiembrie un spectacol în cadrul centenarului liceului. Pe 13 noiembrie, surpriza momentului, vor face cumva un trailer, aș putea spune, în cadrul simpozionului. Da. Aș vrea să menționez, pentru că fac Bogdan Culeașcă împreună cu echipa sa, cine este Bogdan Culeașcă? Este actor care a inițiat acest proiect, Gerard Tellier, da. Și provoacă pe tineri împreună cu ei, din momentul zero, timp de 40 de zile, nu s-a mai făcut așa ceva și o idee absolut fabuloasă și îl susțin și îmi mulțumesc pentru tot ce face și lucrează absolut fabulos Bogdan. Cu copiii. Un moment teatral în care își dorește să promoveze cultura în orașul Galați. E un proces greu și complicat din momentul în care se bazează pe metoda Device Theater. El poate să dea mai multe detalii în să vin și cu el, da. Să discutăm. Și în frunte cu coordonatorul proiectului, și anume el și copiii, muncesc zi de zi după ore. Sunt liceeni care vor să și deja lucrează atât într-o sală de clasă cât și la atelierul și în sala studio a centrului, undeva pe lângă școala 25, pe Basarabiei. Și conceptul este 100% original și vizează punerea în scenă tuturor trăirilor pe care o persoană le are în perioada liceului. Este un trailer, este momentul surpriză al evenimentului. Este un omagiu al adolescenței și m-am bucurat foarte mult această colaborare cu el. Oricum și-au propus și pe viitor să monitorizeze și să facă un proiect grandios prin organizarea unui festival, un festival cultural între licee, pentru adolescenți, cu adolescenți între licee. Bravo! Iată, creează lucruri minunate. El creează lucruri minunate aici la centru. Da, el creează lucruri minunate la acest centru, dar noi am aflat de el datorită ție. Sincer. Așa este și felicitări. Doresc să promovez. Este foarte important, acum am înțeles, sincer, bine, eu știam, dar acum am conștientizat pentru voi, cei care aveți ateliere, sincer, și să nu vă supărați pe mine, că este foarte important să ai pe cineva care să te promoveze, care să spună, care să te informeze. Da? Este foarte... Cea mai scumpă în viața asta este informația. Pentru că informația costă, informația te dezvoltă, informația te face să devii un adevărat antreprenor, un adevărat lider. Iar voi ați devenit cunoscuți, da. Cel puțin prin tine. Și o să ne facem cunoscuți. Da. O să ne facem cunoscuți și am dorința și sunt convinsă că din momentul acum voi putea și voi cunoaște și vă rog să mă căutați pe pagina de Facebook Free Motion Club by Beatrice sau pe freemotion-club.com pe site unde este evenimentul cu toate detaliile pe cei care fac activități cu tinerii. Să reușim, creiem. Este prima ediție. În ianuarie va fi ediția a doua și îmi doresc să fim din ce în ce mai mulți. În ianuarie. Da, undeva spre finalul lunii ianuarie, a doua ediție. Sper că nu pe 30 ianuarie, de ziua mea, pentru că vom face împreună. La da. Acest deci eveniment. Iată, Dareto, artă fotografică, Cosmina Tanasiu, Integral Edu, Sofia Science. La Integral Edu vreau să-i mulțumesc Elenei, managerul de pe zona Galați.
Este absolut Elena Ostache. Și da? Mulțumesc frumos, Elena. Bravo, Elena. Sofia Science, Marinela Buruiană, Joy Artuc, Bogdan Culașcă, One Gym, Georgiana Mihailovici. Mulțumesc foarte mult pentru deschiderea de care a dat dovadă. Ce deschidere a dat dovadă ea? De a face și de a fi prezent aici și de a face cu mult înainte să știu eu programe pentru sănătatea fizică și de ce nu psihică până la urmă, cu un antrenament, cu un antrenor dedicat, susținut, profesionist, clar duce și la o sănătate psihică, nu-i așa? Proiectul GROW la Școala de Valori, Leo Cojocaru și Cristina, ProSalvitas cu Iulian Miu și Mihai Munteanu, din Team Maxwell, Florin Talpeș aici pe zonă, sponsorilor, sper să nu fi uitat, speakerilor, Mariana Frunză, Petra Iorga, Sanda Docan și Cristian Markvart din cadrul integral EDU, Joy Artelier și copiilor, care sunt extraordinari, deci sunt atât de creativi și ei au pus din momentul zero cu scrierea textului, cu muzică, cu regie, cu actoria în sine. Absolut totul este făcut de ei sub îndrumarea lui Bogdan Culeașcă. Bravo, Bogdan Culeașcă! Felicitări, ești un tânăr actor, da? Da. Are acest atelier de mult timp? Sunt câțiva ani, din câte știu eu, are 3 copii, are 2 fete și un băiețel, absolut, sunt o familie fabuloasă și fantastică. Sponsorilor, Selgros pentru apă, fructe, pixuri, mape. Deci ei vor fi gândit la toate. Da, grandă dolceria cu un fursec. Am sponsori cum este Dilbes Consulting, care ne-a oferit sprijin pentru tombolă. Aveți tombolă? Care da, da, da. Nume? Surpriză. Deci tot. Hai să mai păstrăm și misterul. Și să înțeleg că... Corina Mihailopur, vreau să o amintesc și mulțumesc frumos, necondițional, nu și-a dorit să apară, dar nu pot să... medic stomatolog din dăruire și face, are adolescentă și face din dragoste pentru copii. Cum se numește? Corina Mihailopol. Unde are sediu? O găsiți pe Facebook, nu știu exact unde și este. Și ce face mai exact pentru este tine? Medic stomatolog. Da, înțeles că este medic stomatolog și cum ajută ea la acest eveniment? Vă sfătuiesc să o sunați, să luați legătura cu ea și a venit cu parte financiară pentru a achiziționa diverse lucruri necesare lor. Pentru că, iată, nu neapărat... M-am gândit că poate a venit în sprijin în sensul că tinerii care merg la dânsa la cabinet să beneficieze de 50% reducere, m-am gândit la asta, știi? Mi-a fugit gândul. Eu știu că fac, da, toți dintre cei care participă, organizatori și colaboratori, fac lucruri și gratuite și cu reduceri și cu exact adaptate nevoilor lor și posibilităților lor. Asta vreau să înțelegeți, da? Noi încercăm să ne adaptăm, suntem dăruiți. Dar mai există interes pentru cursurile de dezvoltare personală? Interes din partea tinerilor? Da, da. Adică v-ați pus în minte așa ceva? Păi asta facem până la urmă. Despre asta este în acest simpozion. Da, cu toții facem și sunt convinsă că sunt acest mult mai mulți. Deoarece? Deoarece vrem să arătăm că tinerilor că existăm și suntem o comunitate de oameni care sunt dedicați lor, care ne adaptăm nevoilor lor, care creiem ateliere, laboratoare, nu știu, oricum ați vrea voi să le spuneți, programe, grupuri adaptate nevoilor lor. Asta facem și asta îmi doresc prin acest simpozion.
Cum ați luat legătura cu fiecare liceu? V-ați dus la directorul liceului? Asta urmează de săptămâna viitoare, da, să dăm invitații, pentru să intrăm liceu. Să înțeleg că la fiecare liceu, de exemplu, la liceul pedagogic, unde este fiul meu, să spunem, da? Bine, să el este doamna, clasa 4-a, dar nu contează. Fiecare unitate de învățământ, și cine va distribui aceste bilete, care sunt gratuite, nu? Invitațiile, nu, sunt 10 ron. 10 ron, da. Da, și sunt, imaginează-ți că sunt câteva zeci de, foarte puține, undeva la 25-28 de invitații în fiecare unitate de învățământ. Ne adresăm tuturor unităților, de ori sunt 14-16 licee, cred că și mai bine, în Galați. Vom merge la fiecare. Dacă deci nu vor exista doritori, deși sunt... Așa, da, vom merge la fiecare, indiferent că este liceu auto, indiferent că este sau că este Cuza sau Vasilea sau Levea, da, sau pedagogic, nu. Sau este CFR, adresat sau tu, Lia. Sau, da, sau exact, Sfânta Maria, da, sau Sfânta Maria, exact. Da. Veniți în numă cât mai mare, luați-vă bilete, cumpărați-vă, sper asta, să... deoarece sala cumva ne-a obligat, sunt doar 400 de locuri. Alte va exista. Nu... La momentul actual, din păcate, nu. În Galați, nu. În curând, dar o să fie și o sală probabil mai mare. Aștept. Sau un aer liber. Sau un aer liber. Chiar Diana, adolescenta de care îți spuneam... Mă întreabă cineva ce are tatuat pe mâna dreaptă. Inițialele băieților mei, Darius și Mihnea. Da? Da, Darius și Mihnea, da? Deci are inițialele copiilor, da? Da. Satisfăcut răspunsul, Cătăline? Da? Da, sunt inițialele copiilor, băieților mei. Da? Ok, da, bineînțeles. Felicitări pentru emisiune, felicitări, și mulțumim. Mulțumesc pentru invitație încă o dată. Da, și noi îți mulțumim că ne-ai onorat cu prezența și mai avem puțin și vreau să ne spui despre tot ceea ce se întâmplă, de exemplu. Vreau prin puterea exemplului. Am avut situații, tu ți-ai dus copiii la aceste centre sau aceste ateliere? Da, cum să nu? Cel mare face teatru, este pasionat. Eu am cochetat cu actoria încă de mică, în perioada în care am locuit în București. Ai locuit în București? Da, păi toată dezvoltarea mea și cursurile au necesitat. În 2014 am ieșit din area farmaceutică, din corporate. Da? Deci vreau să ne spui cine ești tu, încă o dată, dragă Beatrice, și ce cauți tu la noi în emisiune, bineînțeles. Ia, Beatrice, cine este? Beatrice este o femeie frumoasă, o femeie interesantă, mama a doi copii frumoși, superbi, felicitări, felicitări părinților tăi, îi salutăm, îl salut și pe fiul meu, să-i salut și pe fiul tău, pe Daru și Mihnea, un nume foarte frumos. Da. Felicitări și pentru ceea ce faci. Și iubesc toți copiii. Da, și ce cu industria asta farmaceutică? Ce ai căutat tu acolo? Felicitări, mulțumim, Cătălin Poale Lungi, ești un minunat, felicitări, mulțumim doamnei avocat Radu Aluna, mulțumim, da, mulțumim. Așa să nu uit pe nimeni, de-aia eu mă uit pe... Da, mulțumim doamnei avocată Mirela David, da, foarte încântată îmi scrie mesaj că a fost și astăzi la Munșar, mă bucur că ți-a plăcut și ție la Munșar, Mirela, și da, într-adevăr, este o schimbare, îmi scrie că pentru prima dată, așa, are și ea sprâncenele perfecte. Felicitări, da, și eu devin perfectă prin Munșar. Felicitări. Pe toți cei din jurul meu am provocat și m-am provocat și am invitat să facă rai din tot ce au. Și de aici cumva au pornit în... Să faci rai din tot ceea ce ai. Deci să faci rai din tot ce ai. Așa e și pe industrie. Da. Într-un corporate, da, în industria farmaceutică, de la
eu știu, din 2003, când am început, nici nu mai ce nu fost contează. Ce 23 de ani, 24 de ani. Sunt eșancă la origine. Deci, Beatrice este eșancă, eu am terminat facultatea. Da, avea băiețelul meu un an când am venit în Galați. Și părinții tăi? Aici sunt. Sunt socrii mei. Nu, sunt socrii mei. Și iubesc, da. Socrii tăi te ajută? Da. Ești căsătorită? Acum nu. A, și foștii tăi socrii sunt? Încă suntem o familie, da. Bravo, felicitări! Sunt oameni extraordinari, îi respect și iubesc și le mulțumesc în fiecare zi și trimit rugăciuni pentru ajutorul și susținerea lor. Am terminat în cadrul facultății de medicină de la Iași Bioinginerie, sunt licențiată, am terminat psihologie în 2009. În fine, nu despre asta. Psihologia. Nu despre asta da. Este de vorba. De ce te-ai dus la facultatea de psihologie, Beatrice? Pentru copiii mei, în primul rând. Pentru copii în genere. De când mă știu, am iubit copiii și au venit spre mine și am avut nevoia acută să mă dezvolt eu, în primul rând. Și indiferent că am făcut o facultate sau când am ales acest drum pe autocunoaștere, pe dezvoltare și mi-am asumat cumva menirea. Asta e cel mai important. Am zis, ok, asta este clar, copiii vin spre mine. Doar un atletism față de copii, să înțeleg. Da. Și eu față de ei și ei față de mine. Indiferent că sunt cei doi copii ai mei, ori sunt toți cei cu care mă întâlnesc și de la care învăț, de la fiecare dintre ei, în toate cursurile. Și am început în 2014, am făcut Freemotion la București, am continuat cumva în paralel partea de arie farmaceutică, devenind trainer într-un parteneriat. Și în partea a doua a timpului meu liber, aici neexcluzându-i pe copii, am început cursuri și am făcut partea de consiliere vocațională și educație pentru carieră și m-am specializat formator, trainer, etc. Și am zis, ok, în 2014 este momentul să fac ceea ce știu că pot face cel mai bine. Deci, și mă întrebai, tu ai început? Da. Bravo. Am început la București, voluntar în instituții de învățământ din București. Am preluat clase de a șase, am preluat clase de liceu și așa cumva a fost creșterea mea. Voluntar. Am fost voluntară în acel timp pe care mi-am dorit să-l acord copiilor și tinerilor. Am revenit în 2016 în Galați și am deschis anul ăsta în primăvară Freemotion Club by Beatrice, unde se întâmplă lucruri, în primul rând, pentru tineri, cu tineri pentru tineri. Și bineînțeles că am rămas partea de voluntariat, să o continui și indiferent de cât de puțin timp îmi rămâne mie și aici este, provocarea mea. De a-mi gestiona timpul și energia și mă întrebai în prima parte dacă este obositor, nu? Exact, așa. Este obositor pentru tine? Nu. Au atâta energie și atâta informație copiii și atât de mult învățăm împreună. Despre asta este vorba. Nu, dar am momentul așa, un moment de epuizare după ce ies, după o oră jumate, două ore de discuții cu ei. Însă sunt tehnici și de respirații, de scurte meditații, de conștientizări, de a fi observator, mi la loc și mă loc, chiar dacă e și pentru 5 minute. Am învățat în timp cumva să mă repoziționez așa și să las energia din nou să curgă. Da, am observat că stăpânești foarte bine limbajul trupului. Prin ceea ce fac, fără să vreau, fără să nu vreau, dar chiar am vrut, pentru că asta mi-a fost puterea voinței și întotdeauna mi-a spus mama, Dumnezeu, să
binecuvânteze acolo de unde este și toți părinții, pentru că este un înger și mi-a fost alături toată viața și în prezent o simt. Așa, stăpânești foarte bine limbajul non-verbal. Da? Mulțumesc! Iubirea, semnele, unde l-ai învățat? Cum să-și gestionezi mâinile, pentru că este foarte important deschiderea, închiderea, da? Da. Cum să facem, cum să ne aducem dincolo de inima, noi, cum să venim în inimă, în puterea minții, în puterea inimii. Da? Că de fapt inima este forță, da? Și cum să ne activăm, dragele mele, și tu ți-ai activat și toate, și cum să da, rămânem conectate la Divinul Feminin. Bravo, absolut. Pentru că este era Divinului Feminin, bineînțeles că este și era Divinului Masculin, dar întotdeauna Divinul Feminin a reprezentat, lui. Exact, a reprezentat și este o forță. Dragele mele, mame, ființe, femei, da. Adolescente, energii feminine, întotdeauna manifestațiile. Da, manifestațiile și conectați-vă și rămâneți în conexiune cu Divinul Feminin. Da, întotdeauna să ne binecuvântăm pe absolut. Fecioara Maria, Maria Magdalena, pe toate zeițele, da, că eu cred, întotdeauna am crezut în filmele și poveștile cu zei și zeități. Nu știu, întotdeauna am fost fascinată. Nici nu are importanță. Aveți astfel de cursuri de dezvoltare personală, ateliere? Nu, dar sunt în Galați persoane care fac. Eu nu am. Eu personal nu am în direcția aceasta, dar sunt. Am înțeles, pentru că văd că îți stăpânești foarte bine. Pe partea, deschiderea, apropo de puterea exemplului, spuneai, nu pot să fac un curs de public speaking, exemplu, sau de comunicare asertivă, okay, sau de comunicare prin limbajul non-verbal și am astfel de cursuri fără a nu fi experimentat, învățat eu însă. Nu am să fac și nu am făcut cursuri, nu am dat sfaturi, nu am, dacă eu știu că nu am fost capabilă de așa ceva, extrem de important acest aspect în orice privință. Da. Atât familială, cât și socială, cât și profesională. Da, este foarte important ceea ce faci. Toți. Și tot ceea ce facem fiecare din noi este important. Încă o dată te întreb, te epuizează ceea ce faci? Nu. Te hrănești cu energia asta? Pranic, da, 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 din toate punctele de vedere, da, da, da. Da, da, și n-aș schimba acum pentru nimic în lume ceea ce fac la momentul prezent alături de copii. Te felicită invitații, telespectatorii. Și eu îi salut și le mulțumesc pentru că se uită la emisiune. Și dacă au întrebări, pot să intre pe pagină, sau dacă doresc să fie ghidați, eu mă pot interesa până la urmă, dacă nu știu eu, știu cei pe care îi cunosc. E extrem de important să ne folosim de de tot ce ține de mediul social. Fie că e media, fie că sunt prieteni, prietenii cunosc prieteni, dacă nu, prietenii prietenilor cunosc prieteni și iată așa s-a creat acest eveniment. S-a părut o poveste interesantă. Fiecare, mă rog, tânăr care vine la tine sau care intră în contact este, bineînțeles, unic și fiecare poveste este unică. Dar cea mai unică poveste care te-a impresionat, care te-a tulburat, care a fost? Poți să ne dai un exemplu? Tulburat. Uite, ce pot să spun? Emoționat, da, emoționat. Ai punctat foarte bine și îți mulțumesc. Chiar ieri, așa cum am specificat mai devreme, la liceul Sfânta Maria am avut oră deschisă, elevi de clasa 10-a, 11-a, care își doresc cumva să cunoască, să pună întrebări, simt nevoia de a fi ascultat și de a se exprima până la urmă. Am avut chiar a fost extrem de emoționant pentru mine. O domnișoară a trecut în clasa 10-a și a spus că ea vrea să renunțe la liceu. Ok, și atunci discuția a mers de câteva minute, am ghidat-o în ideea, bine, când vrei să renunți? Păi acum, când termin clasa 10-a. E doar un exemplu care îmi vine acum legat de emoție și de trăirile mele de zi cu zi. Și a spus că
Acum, după ce termină clasa 10, zic, de ce nu renunți acum? Este important să termin clasa 10? Nu. Păi atunci renunți acum. De ce nu renunți acum? Și atunci s-a uitat la mine pentru că și îmi spune, pentru că mama mea vrea ce-i mai bine pentru mine. Bun, cât de mult? Ce relație ai cu mama ta? Este extraordinară, e singura care m-a crescut și mulțumesc. Este absolut fabulos recunoștința și e un sentiment extrem de puternic. Și atunci am zis, bine, de ce nu mergi până la capăt? De ce să renunți clasa al 10-a? Pentru că nu o împlinește. Sunt de acord cu tine, dar ce-ar fi dacă... Și atunci a venit, uite, ora aceasta pe care o făceam împreună, cumva te ajută, ești... Da, foarte mult, de-aia sunt aici. Zic, perfect. Este minunat și iată că totuși este în cadrul unei instituții de învățământ. Probabil dacă n-ai fi fost acum tu în clasa 10-a, aici, nu ai fi știut. Și a spus, ok, ai dreptate, deci se întâmplă și în cadrul. Și a venit, apropo de gestionarea emoțiilor și de balanță, haideți să facem și aici a pornit discuția cu toți ceilalți, să găsim modalitatea de a ne motiva. De a echilibra cumva balanța, ce te face fericit, ce te împlinește. Păi să fac un anumit sport, să ies cu prieteni, bun, ce nu-ți convine. Școala și sistemul educațional, bun, îți dorești mai departe ceva anume. Da, aș dori să fiu X. Consider că ai nevoie de sistem de învățământ formal, așa cum este el la momentul actual, ca să poți să continui? Da. Crezi și știi faptul că dacă tu îți vei lua bacalaureatul, mama ta va fi cea mai fericită persoană de pe pământ la momentul ăla? Bine, Bogdan. Da. Este și atunci i-a spus da. Și am zis, atunci ce te împiedică ca în timpul tău liber să găsești, să faci acțiuni, să găsești, iată, ateliere sau ceva, o pasiune, ceva care să-ți aducă împlinire. Și în fine, discuția a mai continuat încă jumătate de oră. Ideea și emoția de aici a pornit, că la sfârșitul zilei am lăsat-o cu ideea și am simțit că vrea să continue. Și iată, de asta au nevoie, de mici imbolduri, de a fi ascultată, exact. De a fi ascultați, de a înțelege că suntem echipe și oameni, da, care fac au lucruri nevoie pentru de iubire. Ei. Clar au nevoie de iubire. Toți avem nevoie de iubire. Păi toți avem, dar trebuie să și știm. Să o cerem în primul rând. Să o manifestăm noi în primul și în primul rând. Poate cer iubire ca virulă tânăr, copil, dar depinde și cadrul didactic pe care îl ai în față. Este foarte important. Dar de ce să ne limităm doar în mediul de învățământ? Pentru că majoritatea timpului ne petrece copiii, tinerii, cel puțin de liceu, gândiți-vă că stau 6 ore. Exact, ca o zi de muncă. Și aici vreau să ajung, da? 6, 7 ore, 8 ore, exact cât face un adult la servici. Pentru mine, de exemplu, a fost un lucru minunat. Eu, cel puțin, întotdeauna o să-mi aduc cu drag aminte de învățătoarea mea, domnișoara Manea, Ionica, o felicit, îi mulțumesc, datorită ei, sincer, care a fost o femeie extraordinară și este și chiar îmi doresc să ajung cât mai urgent la Tecuci, să o văd, să o îmbrățișez și să-i mulțumesc că datorită îi scriu foarte frumos, stau drept, vorbesc bine, da. Este un exemplu, și este foarte sunt mult, contează de exemplu. Foarte mult și întotdeauna ne explica că noi, fetele, trebuie să fim în primul rând ambițioase, să fim ordonate în scris, pentru că scrisul ne reprezintă. Contează foarte mult profesorii. Uite, de exemplu, mi-aduc aminte cu foarte mare drag de diriginta mea, da? Diriginta, doamna profesor de fizică Tiron, da? De la Colegiul Calistra Hogan din Tecuci. O femeie extraordinară, frumoasă, cochetă, dar și blândă. Cu toate că era spaima liceului, întotdeauna am iubit-o pentru că avea un tact anume. Da, ne făcea să ne simțim foarte bine. Deci este foarte important. Sau pe doamna mea, profesoară Vâlcu, mi-aduc aminte, da, de limba română.
Bineînțeles, mi-aduc aminte și de doamna botezată. Uite, acum am mai făcut să întrebi papilaria, da, de matematică, atunci care spunea Beatrice. Geometria, la algebra, ești bună, geometria, draga mea, nu privește spațiu, fă spațiu ăla, nu privește. Deci vezi, deci, este o abilitate de a da. Da, la istorie, care mi-a plăcut foarte mult. Și istoria. Totuși sunt convinsă că ai avut profesori care poate nu ți-au fost și, pe știu, plac. Și termină emisiunea. Felicitări. Deci, încă o dată, stimați spectatori, mâine, deci ne revedem în reluare, de la ora 11 la ora 13, va avea loc în Galați, în data de 13 noiembrie 2017. Mă bucur pe 13 septembrie am început, a fost prima idee aici. Da, da, de 13 septembrie, dar pe 13 noiembrie ne întâlnim în număr cât mai mare la mega evenimentul motivațional pentru tineri, creat cu tineri. Cu tine. Da. Felicitări, Beatrice. Mulțumesc foarte mult. Și te mai așteptăm și vreau să mai facem emisiuni pentru că ai ce spune și orice informație dă-ne, că noi suntem, nu uitați, Express TV te privește, da? Seară bună, mulțumesc tare mult! Seară bună, la revedere! Felicitări!